un singur lucru vreau să vă mai întreb. Florinel Coman sau Mitriță? Că acum e o nebunie la noi. Ăsta e marele duel din Superliga. Sunt doi jucători diferiți. Sunt doi jucători foarte diferiți. Mitriță e un 10 care se mișcă peste tot. Florinel Coman e un jucător care are banda lui acolo, care mai intră și în centru și în dreapta câteori, dar de obicei joacă în banda stângă, acolo unde, dacă probabil o va face așa în continuare și va pleca, poate continua Octavian Popescu. Dacă va pleca Florinel, nu? Corect. Nimica, nimeni n-a venit să plătească clauza de 5 milioane pentru Florinel? Am auzit pe multe comentarii, că, inclusiv antrenori, că dacă aș văd la o echipă antrenor, acum l-aș fi luat, aș fi dat 6-7 milioane. Păi adu-mă numai 5, că diferența ți-o iei tu dacă ai atâta viziune. Înțelegi și cunoști atâtea. Înțelegi? Ei nu înțeleg că România, cam, lumea cam știe despre România, unde suntem în anii ăștia. Înțelegi? M-auziți? Ați făcut 30 de ani sau de când sunteți minuni, știm foarte bine cu unii jucători. 33. Ați făcut cu unii minuni. Știți că eu vă ziceam când vorbeam cu prietenul magicianul Giovanni, pentru că chiar minuni ați făcut cu unii, dar acum lumea, știți cum e, mai greu cu minunile în continuare. Horia, din România la ora actuală, dacă nu ai o relație de cunoscător al fotbal, o relație unde ai colaborat, unde ai dus, unde ai promis că va fi bine și așa mai departe, e greu, Coria, e greu. Tu crezi că la Galatasaray ajungeau doi jucători dacă nu aveam o relație cu Galatasaray din trecut, unde am transferat peste 8-9 jucători la Galatasaray? Tu crezi că la Parma transferam doi jucători pe 20 și ceva de milioane, alte 12-14 în Turcia, dacă n-aș fi avut relația cu Parma, cu foștii care au fost și rămăseseră la Parma. Deci să mai fac și transferuri, în primul rând pentru valoarea jucătorilor, dar trebuie să știi să o promovezi în poziția asta în care suntem noi în România. Da, am înțeles. E și prin rezultatele pe care le avem, la nivel de cluburi și la nivel de echipă națională. Da, normal. Contează și relația, contează și, cum să spun eu, relația de primire a oaspeților, de comportament în trecut și așa mai departe, de încredere, că dacă zice Giovanni, o fi bine, hai să încercăm. Da, corect. Corect. Asta e momentul ăsta în România. Deci, când vor veni și moldovenii aia, moldovanii aia, când vor veni și hagiștii aia, și lăcătușii aia, și răducioii aia, și dumitreștii aia, și mutiștii aia, și chiviștii aia, atunci se schimbă calimera. Da, corect. Deci 5 milioane pe Florinel sunt bani, nu glumă, asta vreți să spuneți. Sunt bani buni, da. Sunt bani buni și sper că Gigi să ia și Florinel să prindă un contract al lui. Da, bănuiesc că în toamna asta nimica cu Florinel, nu întrevedeți nimic. Din punctul meu de vedere, nu. Bine, mulțumim mult de tot, domnul Becali, vă ținem pumnii. Doamne ajută. Să vă meargă bine. Bine, la revedere. La revedere. Da, la revedere, da. Da. Chiar lui Giovanni să zică că dacă nu era el, da, dacă nu era să-i plimbe puțin. Adică dacă nu era Terim la Galata, să reajungeau jucătorii ăștia Ciclodou Muruțan la Galata. Giovanni are el. Da. Ai țin minte când l-a dus pe Sabin Ilie la Valencia. Da. Numai Giovanni putea să Da.